Salutare, minunaților! Astăzi m-am gândit să împărtășesc cu voi puțin din trăirile noastre legate de turneu. Poate vă întrebați adesea cum se vede și mai ales cum se simte toată experiența din spatele cortinei. Putem spune că am început luna octombrie cu dreptul și sperăm să fie așa până la finalul turneului. Turneul național cu numărul 3! Pe data de 1 octombrie am avut primul spectacol la Buzău. Pentru noi este de-a dreptul fascinant să descoperim mereu locuri noi, oameni, dar și o mulțime de lucruri ce au un farmec aparte, cum ar fi sălile de spectacol. Acestea au o energie cu totul specială și o amprentă artistică precum un parfum scump și rar. Acesta este imprimat în ziduri, în podea, în aer și se datorează miilor de spectacole care au fost susținute de-a lungul veacurilor de alți mari artiști, care la rândul lor au bucurat sufletele oamenilor. Pentru un artist, scena este cel mai frumos loc din lume. Este locul în care se simte ca acasă sau precum peștele în apă. Asta pentru că aici găsește libertatea de a se juca, a se arăta și a fi exact așa cum îi dictează inima. Să știți că fiecare dintre noi are anumite daruri cu care se naște. E minunat să le descoperim, pentru a le putea oferi la rândul nostru celorlalți. Pentru artiști, talentul este cel care dă tonul întregii sale vieți. Și scopul său este de a-l aduce în lumină și a-i bucura pe ceilalți. Această formă inedită de educație prin divertisment numită edutainment este cevaul care ne motivează să aducem în fața voastră numai lucruri de calitate, care se nasc din iubire și dăruire. Ne străduim să vă oferim un show cu adevărat magic, presărat cu o multitudine de elemente minunate, de la muzică, magie și baloane de săpun, care să creeze o experiență unică, plină de emoții, zâmbete, dar și mesaje pozitive care să vă încarce și pe care să le păstrați în inimile voastre. Mulțumim pentru încrederea acordată tuturor celor care au ales deja să-și petreacă diminețile de weekend alături de noi. Suntem profund onorați și promitem să revenim cu bucurie de fiecare dată. Îmbrățișăm cu iubire toți minunații din Buzău, Botoșani, dar și Suceava! Mulțumim pentru primirea călduroasă și pentru energia frumoasă pe care ne-ați oferit-o cu generozitate, atât în timpul spectacolului, cât și după. Atât pentru astăzi, prieteni, promit să revin și cu alte detalii interesante despre noi, minunații subsemnați și despre viața de artist. Minunații!